în general domeniul automotiv în punctul ăsta. Și eu vreau să spun că ar fi foarte bine să analizăm de ce noi în ultimii 4 ani noi am pierdut, eu mi-am notat acum vreo 6 companii foarte mari. Deci cu 6 companii, eu mă refer aici la nivel de Drexel, Mayer, Gebauer, ca și dimensiuni. Deci noi am avut Lear Corporation, care a vrut să facă o extindere. 7 luni au umblat și au plâns de la ușă la alta și s-au plecat la Iași. Noi am avut Drexel Mayer și la voi în strategie pus că Drexel Mayer mai nu a renunțat la extindere. Ba da, ei chiar au renunțat la extindere, ei s-au dus în România și au investit 20 de milioane. Deci iarăși în strategie nu e corect pus. Compania Elione, care a vrut 4.000 de locuri de muncă, 39 de milioane de euro să investească. Johnson Controls, Hirschmann Automotive, Costa, Webasta. Deci noi avem vreo 7 companii real care vreau să investească. Cu aceste 7 companii noi schimbam Moldova la față. De ce nu se face o analiză? Să vedem care sunt eroi, de ce nu s-au realizat, cine au condiționat, cine au vrut bani, cine au nu, noi scăle care va hârtii, fiindcă dacă este 7 companii erau aici, Moldova, noi cum poate nici nu trebuia să pierdem timpul cu diferite propuneri. Eu vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am fost prea longeviv. Știi, este definiția learning by doing. Așa